Stimați invitați, bine ați venit! Vom începe festivitatea noastră cu o rugăciune spusă de Părintele Adrian Manea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Hristoase Dumnezeul nostru, binecuvintează această lansare de carte și pe cei care sunt invitați aici, că Sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă ajute, sănătate și lansare bună, poetul. Mulțumesc! Mulțumim, Părinte! Stimați invitați, evenimentul de astăzi va fi lansarea unei cărți, o carte deosebită a poetului Filu, care a scris peste 20 de volume de poezie, dar astăzi vom avea, cei care deja, nu știu, poate unii ați chiar cumpărat-o, vom avea o carte deosebită. O carte numai cu poezii de dragoste, poezii închinate soției sale și care se numește simplu Dragă Maria. George Filip, poetul rebel, cum îmi place mie să-l numesc, a fost dezrădăcinat din Tuzla lui și a dus cu barca vieții sale pe țărmul canadian. Aici, în noul pământ, a prins rădăcini abia în jur de 70 de ani, când soarta i-a scos în cale femeia vieții sale, pe Maria. 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 Acum 75 de ani, focul dragostei lui s-a copt într-un deosebit de interesant volum de poezii de dragoste. Cine îl cunoaște doar din vorbele lui, de cele mai multe ori bolovănoase, fără pic de șlefuire, îi va citi noua carte pe care azi o lansăm, își va pune întrebarea ce fel de miracol s-a produs în sufletul acestui trupador al Montrealului. Pentru că volumul de poezii pe care îl punem azi la picioarele iubitei sale soții este izvorât dintr-o inimă caldă și generoasă care nu știe să-și blagosovească așa cum adică opusă de cea care o folosește când își blagosovește prietenii cu vorbe știfuitoare, așa cum apar fulgerile din senine. Totuși, George Filip este un poet mare și cam așa se întâmplă cu poeții mari, totdeauna ei cred că îi pot să-și permită orice, așa cum face și el. Așa că să nu vă surprindă felul de a fi. Volumul intitulat Simplu, Dragă Maria, este o colecție de perle literare gândite de poet în nopțile fără somn, în ceasurile de meditație. Sunt o exprimare pe care limbajul obișnuit nu le poate articula în profunzimea
gândirii. Răsfățatul poet al muzelor a pus în versul trăiri interioare profunde, prin care îi demonstrează iubitei adevăratele lui sentimente, ce s-a adesea eclipsate de vorbe ocazionale. Pentru a-și cere iertare, se adresează iubitei și voi citi un singur vers. Marie, te implor, a câta oară, când plec cu hoții, târfe și alte prostii, la tribunalul sfânt și de ocară să te prefaci că nu mă recunoști. Eu închei scurt aici și voi am una, două, trei vorbitoare care îi prezintă cartea. Cele trei grații. Cele trei grații. Deci vă mulțumesc că m-ați ascultat și acum va vorbi doamna Carla Bocănici. Bună ziua, mă numesc Carla Bocănici. Am avut plăcerea să-l întâlnesc pe stimatul poet Filip George acum câțiva ani, când a avut îndrăzneala să ne răpească pe bunica noastră și să-și o facă soție. Țin să spun că stimatul poet a fost puțin cam greu de digerat la început, dar digestia se face cu timpul. Acum începem să ne placem cât de cât. Voi îndrăzni astăzi să dau citire câtorva poezii din volumul Dragă Maria, însoțindu-le de câteva reflecții. Deși modesta citadelă a culturii mele se sprijină pe viabile cariatide teologice, vă spun că pe parcursul vieții mele am avut acces total și la poezie, pictură, sculptură și la arte în general. Poezia nu a fost niciodată un hobby pentru mine. Destinul a făcut însă ca prin lumea asta mare să mă învecinez cu un cioplitor în litere, un om al muzelor, un poet. Între familia mea și poetul George Filip nu sunt nici zero pași. Ne-am încuscrit, aș spune, și am devenit neamuri. Acest George Filip, poetul, cum îi se spune, a devenit socru mare și bunicul copilor mei, Luca și Ana. Înainte, niciodată nu aș fi stat la masă sau nu am stat la masă cu un poet, nu am respirat aceleași flori sau nu am fost la aceleași biserici. Și iată-mă, instantaneu, în postura de a scrie și vorbi despre poet. Această carte, Dragă Maria, o și arăt ca să nu uitați cum arată, este un volum împănat bine cu versul de dragoste, dedicat Mariei sale, dar și tuturor mariilor și femeilor din lume, acum când mâine, 8 septembrie 2014, vom sărbători creștinește pe mama mamelor noastre, Sfânta Maria. Eu mi-am ales să vorbesc despre limbajul folosit de autor când scrie, fiindcă într-un fel vorbește poetul prin spațiul cotidian, și altfel vorbește cu creonul în mână, când transpiră și își pune gândurile și sentimentele pe hârtie în vers. Chiar titlul cărții, Dragă Maria, este uimitor de firesc, dar conjunctura în care îl așează capătă valențe de nebănuit. Fiindcă așa și-au început scrisorile de când lumea toți îndrăgostiții, fie ei soldați, împărați, țărani, prinți, sclav sau întemnițat, dragă cu tare sau cu tare, femeie dragă, simplu ca firescul bună ziua, dar în pana poetului aceste cuvinte devin lacrimi cu aură divină. Citesc din poemul Ție Maria. Sunt nimeni acela ce face minuni. Sunt marele nimeni ce știu să vă înjur. Sunt nimeni alesul de printre nebuni, sunt cel mai ciudat, frumos și sperjur.
Dă mâna ta și n-o să spun povești. Aripi să-mi dai, fiindcă aș vrea să zbor. Domnița mea, rămâi așa cum ești, prin viacul legănat pe vers sonor. Noi suntem râme după calde ploi, trecem de sculți prin bălți de galaxii, suntem amanții evadați din noi. Adam și Eva, suntem blasfemii. Sunt nimenul ce mor și înviez, sunt marele trofeu încă neprins. Sunt soldățelul care mă putez să mor pe metereze neînvins. Maria mea, fiind nimenea mea, am prins un meșteșug de la părinți, prin constelații am zidit o sea, acolo nimeni nu ne vinde pe arginți. Fiindcă doar asta știau cândva și mai știu oamenii muncii despre poeți, că sunt nebuni, golani, beții, tuberculoși. Prea puțin știți lume, prea puțin, și cu ocul acesta s-a luptat o tinioară și Eminescu. Din codru rupe rămurea. Ce-i pasă codrului de ea? Ce-i pasă unei lumi întregi de soarta mea? Poetul se reculege și își ridică iubita la rangul de domniță și o imploră ca în zborul lor prin viață să rămână așa cum ești, adică frumoasă și pură și modestă, prin versul sonor al vieții lor. Apoi, poetul trece la sonorități mai grave, în care se autoclaustrează fără menajamente suferind. El îi reamintește femeii iubite că ei sunt creația, începutul lumii, sunt Adam și Eva. Dar în final, tot el îi spune că de fapt sunt niște blasfemii, victime ale existenței. Asta este, poeții nu au fost niciodată mulțumiți. Drept pentru care, în poemul Eu regret, Maria, poetul se ceartă cu timpul care trece prea repede, noi cam batem pasul pe loc, totuși alergând și alergând spre alte milenii, căutând veșnicia. De un timp timpul bate pasul pe loc, precum un soldat fără busolă. Gutuile prin grădină se coc și-și fac din brumă aureolă. Scarabeul joacă țintarul cu luna, câinele bătrân privește la meci. Așa se întâmplă întotdeauna, pe la finele viacului 20. Mileniul trăit, cu pumnalul în dinți, a promis lumii pace și pace. Copiii bătrâni au fugit din părinți și structura lumii se preface. În poemul Tu și Luna, bărbatul își protejează femeia chiar împotriva duhurilor rele, a forțelor potrivnice ale naturii. Nu te teme de păcate, le iau eu în subsoară și le duc să le descânte dracu scopul de la moară. Îți aduc eu o virtute hărăzită în vreo poveste, știi, Maria, multe taine ascund sfintele neveste. Stai sub strașii în speranții să-ți descânte mândra luna. Tu nu te ascunzi sub stele, nici când plouă, nici când tună. Apoi în poemul Să fii, poetul își divinizează femeia, îngenunche în fața virtuților ei și o binecuvintează spre veșnicia amândurora. Să fii binecuvântată printre dune de nisipuri, Doamna mea, prea măritată, cu un psalm ritat în rituri. Foșnesc proaspete proiecte, tu ai tipuit prezentul și între clipele abjecte m-ai sfințit. Era momentul. Nezălșplind aiurea, tu genunchii nu-i îndoi. Crestezi timpul cu securea să se nagă, nască muguri noi. Din străvei grădin răsare, floarea germinată în tihnă și număr pe fruntea-ți mare. Licurici de neodihnă, semnele nemăsluite, vechea ta nu le citește. Doar dorinți neprihănite, țin arguți haidugește. Binecuvântate fie clipele-ți prin veșnicii și pe pragul meu să învie muguri de sfinte mării. Aceleași înalte sentimente nutrește poetul și în poemul Odă Mariei,
Maria, Doamnă, să-ți sărut poiana cu verdele ce scântă în priviri, când dimineața spre saltă geană și te pornești spre noi nedumeriri. Să fie soare, ploi din cer să cadă, îi mulțumim, Părinte Divin, că avem țară, prunci și azăvadă și că zburăm spre marele. Amin. Doamnă Maria, pe la prânzul vieții, când întinzi masa ca mecuța ta și chem români și hrănești drumeții, vreau ochii tăi ai binecuvânta. Să cântă fluturi, marea să danseze, iar tu să semeni verde prin ponor. Soldații lumii pacea să o vecheze, să nu mai cadă uituri din zbor. Mărită Doamnă, seara pe la cină, când spală zilei o ardă în părug, în casa noastră, dragi părinți să vină și să închinăm de viață și de șur. Spun ruga asta în imense clipe, sorbind licor de datina din stea. Prin viața scurtă, mi-ai croit aripe, frit prea mărită în veci, Maria. În încheiere, v-aș spune că poetul nu este cel pe care îl știm noi și pe care îl vedem noi. Uneori fercheș, alteori mai șifonat, câteodată vânt, câteodată înjurând sau cântând. Nu. Poetul adevărat este cel care se ascunde în ambalajul strailor lumești. Dar gândurile lui divine vin de la Dumnezeu. Și poetul, truditorul, sclavul cuvintelor, le șlefuiește și ni le oferă cu mărinimie nouă. Poetul nu păstrează nimic pentru el. Poetul nu doarme niciodată. El este un veghetor fugit din cer printre noi. La mulți ani ție, Maria, la mulți ani tuturor Mariilor și la mulți ani Sfânta Maria din cer. Mulțumesc, doamne, Clara. Clara, da, să vine corect. Și va vorbi în continuare o altă doamnă simpatică. Foc. Mariana Preda. Dezbatem azi și sunt mândră să vorbesc despre poet în fața domniilor voastre. Din fragedă pruncii am tot trecut pe lângă statuia lui Ovidiu, Nasos, din piața cea mai frumoasă a orașului Constanța. Poetul exilat a fost poetul iubirilor, dar nimeni nu ne spune mai des de ce poetul latin a fost exilat în Sciția Minor. Constanța de mai târziu, de împăratul Romei, acel vestit Cezar. De ce? Fiindcă poetul focos, ca toți poeții, i-a cam făcut zâmbărele Doamnei împărătese
Și se mai zice în legendă că, de fapt, mnea ei, coana împărăteasă, îl cam băga în dragi pe poet. Mă rog, sunt nițel mai tânără și n-am fost... Și se mai zice că împăratul era prieten cu poetul și, ca să nu-l scurteze de cap, l-a trimis în exil la țărmul noastre. Dar abia la Montreal am aflat despre un alt poet, cântăreț al iubirii, născut pe malul mării la Tuzla, acum 75 de ani. Poetul, în cauză, este inculpatul, pletos, de mai colo, care lansează astăzi volumul de versuri Dragă Maria, dedicat teoretic iubitei sale Maria, dar în egală măsură și mie, această Mariana Constanțeancă și tuturor Mariilor din lume, inclusiv preacuvioasei Maria, sărbătorită calendaristic mâine, pe 8 septembrie 2014. Am citit și alte volume de-ale lui George Filip, adesea el scrie cu emfază despre marea lui cea neagră. Nu este chiar așa, stimate poet, nu confisca, te rog, marea nostru. Marea neagră este și a mea, și a voastră, și a tuturor. Că poetul George Filip cântă marea ca nimeni altul, e altă poveste. Iată, găsesc în volumul Dragă Maria un capitol întreg în care poetul pune toate fantasmele și fantasmagoriile mării la picioarele Doamnei Maria sa. Și pe acest fragment de carte m-am fixat să vorbesc astăzi. Poetul veșnic fugitiv, fără adresă, se duce pe mare, precum odinioară Ulise, și de departe face un dialog care depășește paranormalul cu femeia lui de pe țărm, care îl așteaptă acasă, ca toate româncele, cu sau fără lână de aur. Am să vă citesc un poem care se intitulează Pe țărm cu Maria. Maria, iarăși va fi primăvară, cu meri în floare, păsări și furnici. Și ție, iarăși o să ți se pară că ai mai trecut de sculță pe aici. Un pescăruș se va sălta din valuri, precum un suflet de pirat nemort. Și ai să mă întreb spre care idealuri bom presul poeziei mi-l mai port. Nu-ți voi răspunde însă niciodată, chiar de mileniul meu e prea urât, pe caravela mea neîntâlnată, o stea polară vreau să-mi fi atât. Cum vede poetul nostru dragă luna lui septembrie? Septembrie, acest septembrie de brumă ce duce oamenii prin târguri și adună strugurii îndomniți și toarnă peste fructe pârguri. Această toamnă, mai țin minte, plecau flăcăii la armată și nu mai rămânea prin sate nemăritată nicio fată. Acest septembrie de doruri m-a dus peste pustii satrape și trebuie să fiu departe să spun ce mult îmi ești aproape. E luna de melancolie când suntem niși de aurore, când lumea blândă cadențează printre fantasme tricolore. Se roagă sufletul biserici, se scaldă soarele în răcoare și zeii pornesc prin șesuri să scrie versuri pe ugoare. Acum e acum sau niciodată, momentul să valsăm cu viața. E vremea ca iubirii sacre să-i spunem bună dimineața. Această septembristă lună s-a vrut prin datina lehuză să-mi nască în zodia fecioare pe lume cea mai blândă muză. Și un ultim minunat poem citit de mine, Cad stelele. A trecut destinul pe la vârsta mea,
Nu eram acasă și a căzut o stea. Stelele din stele, una mi-am ales. Truba dura, dura, unde nu se țes cruci cu alipioare, roase de baragini, și mi-am dus copita peste aceste pagini. Nimeni nu alege, veșnicul mă vrea, vei veni, Maria, a căzut o stea. Mi-au plăcut de asemenea câteva rânduri unde poetul nostru drag spune: sunt mereu convins că poezia este un drog convențional, un dolce farniente, care se vrea savurat, care se vrea vrământ savurat. Cam pe la toate vârstele, cine ar limita nemărginirea? Eu vă las la o ceașcă de poezie și vă promit că vă mai iubesc. Că așa sunt poeții, cugetători, imprevizibili, iubitori, fugitivi, în necunoscut și, în final, oameni. Ce să zic, poete, în încheiere, că te iubim și suntem mândri de tine, ești sătul de laudative, așa că lectură plăcută tuturor! Mult prea departe, dar eu te strig când este noapte. Să vii la mine, să stau cu tine și să așteptăm ziua ce vine. Să ne amintim cu nostalgie de tot ce-a fost și urma să fie. Iar tu să-mi spui povești râzând și eu în brațe să te strâng. Maria, Maria, ce nume frumos, la te ca sufletul din tine. O clipă doar să te amintești, că eu trăiesc doar pentru tine. Maria, Maria, ce mult aș vrea, acum în tarde ziua ta, să stind în părul tău o stea, să lumineze viața ta. Aș vrea să știi că fără tine n-aș putea zâmbi. Tu mi-ai adus o viață în plus și-mi dai speranța de a trăi. Dar ești departe, ești departe, prea departe, prea departe. Iar eu te strig când este noapte, să vii la mine, să stau cu tine și să așteptăm ziua ce vine. Maria, Maria, ce nume frumos, la fel ca sufletul din tine. O clipă doar să-ți amintești, că eu trăiesc doar pentru tine. Maria, Maria, ce mult aș vrea, acum în dar de ziua ta, să sprind în părul tău o stea, să lumineze viața ta. Maria, Maria, ce mult aș vrea, acum în dar...
Mulțumim doamnei Mariana, mulțumim și dirijorului care ne face pe toți să ne simțim bine. Vreau să vă citesc cum vede poetul scrierile lui. Zice, scriu mereu și mult, fiindcă acesta este blestemul meu divin. Nu mă am unde să mă ascund decât printre cuvinte. În continuare, vorbește doamna Ioana Bobociov. Bună ziua și bine v-am găsit! Poezie, melancolie, bilanț. Bine ați venit la lansarea cărții Dragă Maria, scrisă de poetul George Filip. Nu din întâmplare sărbătorim evenimentul astăzi. Ieri, pe 6, Maria sa, nevasta poetului, a adunat în buchetul vârstei a 57-a toamnă. Cu această ocazie îi spunem la mulți ani. Azi este duminică, zi de sărbătoare, iar mâine, 8 septembrie, o sărbătorim pe Sfânta Maria Mică. Minunat prilej ne-a mai prilejit. Eu sunt Ioana Bobociov și vin de pe meleagurile molcome ale Begăi, mai precis din Timișoara. Plâns suntem noi bănățenii, dar nu uitați că pe la noi a început așa zisa Revoluție din 1989. Sunt nevastă și mama a doi copii, iar de meserie sunt contabilă. Limbajul meu firesc, profesional, este limbajul cifrelor. Adun, scad, înmulțesc, împart, etc. Dar ceea ce voi face astăzi se numește pe de-a dreptul o autopsie foarte publică. Exact ca la bilanțurile contabilicești, trag linie și adun. Am citit acest volum de două ori și am conchis. Cartea are un limbaj ultrapoetic, tratează infinite subiecte, ne duce prin ipostaze ale iubirii, dorului, frământarea, teama, exaltarea, împăcarea cu sinele și regăsirea. Laserul rațiunii s-a declanșat. Cartea Dragă Maria este de fapt un îndreptar din care să învățăm cum să nu lăsăm să se atrofieze marele sentiment, iubirea. Fără granițe vizibile, volumul se împarte în vreo 4 capitole distincte. Precum roman, intrigă, punct culminant și deznodământ. Vreau să spun de fapt că volumul este un întreg perfect rotund, adjectivul alăturat fiind sinonim cu perfecțiunea. Mileniul 3. Cu cumnalul în dinți a promis lumii pace și pace. Copiii și structura lumii iar se preface. Scofală și privesc cu ură înapoi și mă închie. Poetul, alături de femeia lui, intriga începe la pagina 67. Ciudată, chiar de pe caravela mea neîntinată, o să ia viață se ivesc însă și inerentele probleme. Mă împie cu aghiazmuri de rășini, iar dinspre troiță, înger nătărău, mă adastă sau... Apoi vine dorul și viciuie pe poet. În curte îmi dansează șobolanii, bidonul meu de rom rânjește smult și îmi regret ca prostul gologanii ce i-am băut cu târfele de mult. Aștept la poarta viselor deșarte, din carapace roade veșnicia, și iată că pe țărmuri, hăt, departe, un far îmi face semn, e Maria.
intrigile vieții, plouă și ele printre poeme. Că așa e vinovat poetul să calce peste iam și brusturi și să descânte prin poeme cum cântă struguri în musturi. Fumăm o clipă de repaus, prin haos cine mai aude cât de departe e departe când recoltăm speranțe crude. La pagina 35, în poemul 2 în albastră, poetul are coșmaruri. Visează că porumbița dorurilor lui a zburat. Și Doina albastră a plecat, s-a dus. Către care țări murmie nu mi-a spus. Pasărea albastră s-a pierdut în nori, dusă de instincte spre alți pețitori. Folosisem arma de mai multe ori. Nu eram eu primul dintre vânători, dar de data asta doream să răpun, mă încerca ecoul. Dusă de busole spre alți pețitori, pasărea de aer a plecat, s-a dus. Doina mea albastră s-a pierdut în nori, către care țărmuri, mie nu mi-a spus. Dar porumbița poetului se reîntoarce și cântă din nou. Acum mă întorc sub cerul casei noastre, mă așteaptă în prag cu un bulgăre de fată, e puiul nostru coborât din astre, Maria nu e aceeași, niciodată. Și poetul o tot iubește și o tot cântă pe Maria sa. Vă sugerez doar câteva dintre titlurile de poeme. Femeia mea, dans cu primăvara, dorul, cântec de stea. Cum este și normal, spre finalul cărții, adică la punctul culminant, lucrurile se mai domolesc. Mai este multă sete pe planetă, iar oaze nu sunt fiecare vale. Norii sunt zdrențe negre, arși de sete, chiar vulturii din piscuri se prăvale. E secetă, vă spun, de toate cele, de dragoste, de ploaie și de dans. Morcanele sunt aproximative și stă destinul lumii în balans. De aceea eu, pe drumurile vieții, când îmi mocnește fumegând făclia, sorb din fântâna în plină de răcoare și apa vie o numesc Maria. Poetul nu obosește și luptă mereu prin valurile vieții. Eu nu sunt mai bătrân ca Marea Neagră, că ea mi-i doi, că eu sunt doar fiu, ce m-am zvârlit în valurile vieții și am strâns pe frunte riduri timpuriu. Destinul nostru și al tuturora ne este dat de Marele Divin, iar noi vâslim la arcele credinței peste oceane largi de veleniu. Eu m-am zvârlit în valurile vieții și mării mele neagră îi sunt fiu. Eu mai vâslesc spre țărmii biruinței și am să ajung, se poate, nu-i târziu. În poemul Cruce de veșnicie, poetul o zidește pe Maria, femeia iubită, în cruci de veșnicie și de credință pe care le așează prin și pe la toate popasurile dragi vieții lui. Facă-se cruce trupul tău, Maria, la care să mă închin când tânăr sunt, să stai mereu în pragul casei mele și să mă alin chiar când voi fi cărunt. Spuneam însă că romanul a tuturor femeilor. Iată, pe scurt, vă mai citesc doar câteva strofe, după care o să închei. Vino tu din neființă, femeie, ca o valență de unic atom și coagulează-te în formula de structură a numitului om. Noi suntem trimișii lui Dumnezeu să zidim lumea și să o stăpânim, fragmente de îngeri, material, prin formula oameni, ne împlinim. Vino tu de niciunde, Maria, adu-ți trupul de structură și seva. Noi doi am marcat facerea lumii. Primii oameni suntem, Adam și Eva. În poemele finale, poetul evocă
mereu prin poeme și versuri femeia, eterna poveste. Poetul, când o să adorm, nu pot să-l citesc. M-am pus în pielea Mariei și am început să plâng. Ce va citi poetul? Eu mă bucur să mă aflu astăzi aici și să am onoarea de a vă prezenta cartea poetului și prietenului George Filip. Și de asemenea pe doamna Maria, pe Maria sa, și îi doresc la mulți ani și doar sănătate, sănătate, și nu orice femeie are poetul ei alături, poetul ei personal, să spun. Vă mulțumesc și vă doresc numai bine, iar până la următoarea lansare de carte, vă spun la revedere! Mulțumesc, doamne Ioana Boibociov, și acum voi da microfonul poetului să ne spună din gândurile sale, așa pentru încheierea frumoasei festivități de astăzi. Eu nu știu asta să scriu, o să vorbesc. Dragii mei prieteni, aceste frumoase doamne sunt un secret pe care mi-l dezvălui. Sunt mai tinere decât cei 33 de ani ai mei pe care i-am în Canada. Vă rog din suflet, fac chemare, fac apel la dumneavoastră, aduceți-vă copiii la biserici, aduceți-vă copiii la întâlnirile cu oamenii mai mari, ca să lăsăm moștenire frumoasă urmașilor noștri. Uitați-vă ce femei frumoase românci avem. Uitați-vă în sală cât de frumoși sunteți. Vă rog frumos, învățați să vă iubiți. Cartea aceasta a mea de dragoste, cum bine au zis fetele astea frumoase, sunt un îndreptar din care să învățați să nu uitați să vă iubiți. Domnul Roșca m-a biciuit și ca tata, și ca mama, și ca Dumnezeu, și ca preotul. Are perfectă dreptate, însă a făcut o mare greșeală. Eu nu m-am îndrăgostit de Maria acum 75 de ani. Adică la 75? A, la 75. Păi da, la 75 ani sunt mereu tânăr. Ce poezie vroiai, doamnă, să vă citesc eu? Vă rog, încă o dată, adunați-vă la centrele culturale. Eu vă declar cu mâna pe inimă. Eu pierd când public aceste cărți. Această carte, de exemplu, m-a costat vreo 3.000 de dolari. Am vândut vreo 7-8 cărți. Am fost aproape 200 de dolari. Așa că să nu mă invidiați. Noi nu avem casă, avem și o rablă de mașină, dar sponsorul meu sufletesc și material este Maria, care se snopește cu munca, ăsta este marele ei defect, este prea harnică. Nu e motiv de vigor. Pentru că îmi plac și zâmbetele, îmi plac și lacrimile, îmi place vinul, îmi plac femeile, îmi place iarba verde, îmi place cerul, îmi place să zbor. Eu nu am o adresă, să știți. Nu vă spun niciun secret și nu o fac eu pe șmecherul sau pe nebunul, e de val dracu. Nu, eu sunt locuitor al planetei. Sunt român din întâmplare, sunt de Canada din întâmplare, sunt pe planeta din întâmplare, o să stingă și asta, să ne ducem de unde am venit. De unde am venit nu știm noi, dar poate o să aflăm vreodată. Am scris un poem în care, de fapt, tot Maria mi l-a inspirat. A zis, stai, dar zice tu, scrii poeme și despre copiii care se nasc, și despre bătrânii care mai mor, și despre tine, că Dumnezeu mai așa de aia, dar și despre tine, cine o să scrie? Zic, iată. Cunosc eu pe unul George Filip care a scris despre mine. Și vă jur, poate să și vă mărturisească, am scos din traista mea secretă un poem și l-am citit. Și ca să storc și o lacrimă, l-am pus și în cartea aceasta. Când o să adorm, când voi pleca, aș vrea să fie în somn. Când voi pleca, aș vrea să fie în somn.
să adorm ca o albină pe petală, iar tu, Maria mea, să nu mă crezi, sau să mă crezi cât joc o păcăleală. Și zorii să ne vină iar în zori și să ne spună bună dimineața și lăptăresc să ne se aducă lapte și în grădină să ne aștepte viața. Cu degetele să ne umbli în păr, cu buxele vrăjite de poeme, la telefon. La telefon se sună toți nepoții. Cu glas de clopoței, iar să mă cheme. Tu să deschizi fereastra spre senin, să lași să intre îngerii de aer, iar eu râzând, prin somn, adânc, agonic, cu toți dușmanii mei să mă încaier. Să chem în casă cel mai bun rapsod, să cânte o baladă despre țară, să-ți fugă ochii către orizont, să-mi spui cum este vremea pe afară. Și eu să dorm, iubito, și să ascult cum pașii tăi de retică prin casă și iar să te întorci la patul meu, trecând pe drumul cerga de melansă. Iar când vei observa că adorm de tot, să nu te tem, Maria mea, femeie, să știi că m-am murit ca un soldat cu steagul ridicat într-o tranșee. Și să mă bărbiliști, să fiu frumos, așa cum mă doreai odinioară. Aș vrea să crezi că-i nunta mea de veci, când ne-am mântit, era o primăvară. Să ți se pară, Doamne, că zâmbesc sau că te cert, că o făceam și pe asta. Tu știi, Maria, că un bun român și că își iubește doar în somn nevasta. Dar vreau să închei poemul acesta, vreau să fie nunta mea cea mai aleasă. Să mă mângui cu deștele prin păr și aș vrea, Maria, să te îmbraci ireasă. Vreau să vă mulțumesc la toți cei care ați asistat la acest eveniment deosebit și vreau să vă fac un anunț care trebuia să-l fac la început. În mijlocul nostru se află, poate nu știți, domnul consul general Victor Socaciu. Vreau să vă îmbrățișez și eu, să vă transmit un salut și din partea mea, și din partea rudelor mele de acasă, și din partea românilor de unde am plecat către dumneavoastră. O Românie mică este aici. Mă bucur că acest eveniment ne strânge. În România din ce în ce mai puțin se citește poezie, din ce în ce mai puțin se creează poezie, se cântă de la manele până la poezie, asta nu are importanță, muzica e importantă, de fapt, acolo. Acum însă vreau doar să îl felicit pe George Filip, pentru că reușește să rămână frumos și poet cu pletele în vânt, în România asta mică pe care dumneavoastră o compuneți. Aș vrea să fac și o reparație. Unul dintre antevorbitorii mei a luat în derâdere, oarecum, un moment istoric foarte important, a spus așa zisa Revoluție. Sigur că nouă românilor ne cam place să ne luăm peste picior așa. Dar ce s-ar fi întâmplat, mă gândesc în sală, dacă un chebecoaz ar fi spus către conaționalii săi așa zisa Revoluție din 1789. Cred că l-ar fi huiduit. Sau probabil sigur s-ar fi întâmplat lucrul ăsta. Dar o iau pe seama faptului că e tânără și că probabil avea câțiva anișori când lângă blocul domniei sale mureau tineri, mureau români, erau răniți
în Timișoara și apoi mai târziu în București și în toată țara, când era versul că până la urmă tot românul e poet. Tot românul e poet, dar văd că aici tot românul este iubitor de poezie. Asta este important. Vreau să mai adaug doar atât că în mandatul pe care îl încep cu luna august, să spunem, îmi doresc să las niște urme, așa cum am făcut-o în profesia mea până acum, profesia mai degrabă, să-i spunem, vocație, aș vrea să las niște urme. Nu plec de la ideea că vom putea fi uniți vreodată. E foarte greu. Mai ales la români. Dar dacă sunt lucruri care ne despart, să spunem că unul e de dreapta, altul e de stânga, asta înseamnă că avem oarecare nepotrivire în idei. Dar asta nu exclude ideea de a ne respecta unii pe alții. Noi putem fi adversari, să spunem, politici, dar nu suntem dușmani. Să plecăm de la această sintagmă, suntem doar adversari. Iar noi, fiind adversari, putem să ne și respectăm în același timp. Iar dacă ne respectăm, putem să avem un plan comun, putem să bem o bere împreună, putem să bem o cafea sau putem să punem la cale o construcție. Iar acum fac o paranteză, pe 18 septembrie, iată un lucru frumos, există o piață în România, în Montreal, și se împlinesc 10 ani de la inaugurare. Acolo este statuia lui Eminescu, un pilon al culturii noastre, tot un poet, la ora 18 vă invit pe toți să facem o aniversare a celor 10 ani de piață România și de alăturare la umbra marelui Eminescu. Mă întorc acum la ceea ce spuneam legat de mandat, că ar trebui să facem mai mult pentru ceea ce ne identifică pe noi, și anume limba română. Am deja aprobarea deschiderii unui lectorat la una din universitățile orașului. Mă refer la faptul că este deja bugetat un post de profesor de limba română pe care îl caut în comunitatea noastră, să nu mai aducem de la București neapărat, pentru că atunci scutim o parte din cheltuielile necesare. Și am de asemenea promisiunea, de data asta, a unui sprijin din partea Guvernului pentru școala românească de weekend, unde pruncii noștri să învețe limba română, să învețe istoria României. Poate sunteți, veniți pe acolo la istoria României să vorbiți despre Revoluție. Și bineînțeles, geografia României. Deocamdată finanțare și din România, dar și de la autoritățile locale cu care deja am intrat în contact. Cam asta ar fi în prima parte, sau mă rog, acum, la momentul acesta, ceea ce am de gând. Mai puțin să vă cânt, dar măcar o dată pe an o să facem o adunare undeva în decembrie cu acei baladiști români, printre care mă număr, și care cântăm poezie românescă. Până la urmă, limba română este patria noastră, cum spune poetul. Mulțumesc! Felicitări, George Pirin! Aveți răbdare, mai am un partizan. Maestre, este o deosebită plăcere, ca de obicei, să auzim cuvântul plin de duh și adevărată de trăire românească pe care de când te știu ai adus și ai împodobit acest centru cultural
și celelalte locuri unde românii se adună. În momentul în care am văzut frumusețea însă și a titlului Dragă Maria, atât de simplu și care vorbește de o clipă deosebit de minunată când am fost prezent alături de voi, când v-ați unit destinul. Împreună cu Rodica, soția mea, îți dorim multă sănătate și bucurie. Dar mai am o mărturisire, am vorbit cu domnul consul general Avinaur și am spus ar fi bine să facem un club, un cenaclu de iubire românească. Trăim momente în care cinismul, răutatea, ironia, minimizarea fraților și surorilor noastre a atins niște apogee neimaginabile. Facebook-ul și celelalte sisteme de comunicare socială nu fac decât să etioleze, să reducă, să minimalizeze, să creeze cioburi de cuvinte. Noi avem nevoie de adevărate sentimente. Și aceste sentimente, dacă nu le mai avem, ar fi foarte trist. Dar eu sunt sigur că le avem și chiar dacă unii dintre noi au pierdut, pot fi reinventate. Să punem sămânță de iubire și să ne bucurăm atunci când ea va înflori. Această grădină de iubire românească să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem să o facem să rodească și toate artele să fie invitate la acest club, cenaclu de iubire. Că este în versuri, că este în imagine, că e în desen animat, în orice manieră posibilă și inimaginabilă, dar să iubim și să ne iubim și să ne respectăm, cum spune domnul consul general. Nu putem să iubim ceva care nu respectăm. Primul lucru, o femeie, dacă vrem să-i declarăm iubire, trebuie să ne gândim dacă vrem să o respectăm. După aceea putem să ne apropiem și să o iubim. Multă sănătate! Deși Șerban Popa îmi este prieten, eu vi-l demasc. Eu sunt mai avantajat în Bunul Dumnezeu. Eu cu o călimară de cerneală devin celebru. Scriu câteva poeme și am scăpat. Dar el este sculptor și pictor, el trebuie să scârme, să scrijeleze în piatră, să ia culorile, să le amestece, să le cânte, să le descânte și de aceea face această minunată propunere să ne unim într-un cenaclu. Să ne iubim! Vă mulțumim pentru prezență, domnule consul general, cred că ați găsit aici o bucățică de Românie, așa cum probabil v-ați așteptat. Iată, avem sarmale, avem vin roșu, avem preot, avem copii. Ce de copii mai avem, Doamne? Românii nu prea pierd timpul. Lucrăm, lucrăm. Vă rog din suflet, poftiți la gustărele și la vinicele. Bine ați venit! Rog! Rog! Vă rog, imitați, vă duc la dans! Dans, dans, dans!